Bună ziua și bine v-am regăsit într-un nou episod. Bă, v-ați luat buletinile sau nu vi le-ați luat? Nu, mă, nu. Cum să ne luăm? E, stați acasă. Trebuie să facem check-in-ul online. Spunem de ce. De ce întârzi? Tu întârzi. Tu întârzi. Cum eu întârzi? Întârzi atât. Stau după Bimbo. Hei, na. Iar tu nu. Hei, nu. Cum să te lasă cu ăla? Eu-s Daniel. Te să vezi tu. Oprește-te. Dar de ce să mă opresc? Ce am zis? Să mă opresc. Hai, ia du-te tu singură. Pa! Mișcă-te odată. Am parcat mașina și acum mergem să pe la controlul de situații. Dacă te oprești, ce faci? Ochelarii jos, că nu-i soare înăuntru. Da. Oh, ce mai zgâria cu unghiile alea de vultur. De fiecare dată zic asta, când intru în aeroport, mamă, mă ia pofta aia de vacanță, de numai pomiroasea. Dau ăștia cum miros ceva aici, de îți duci la creier și vrea creierul în vacanță. Mi-ai luat un cadou? Nu, eu mi-am luat. Mulțumesc pentru parfum. Este preferatul meu. Pe care îl voi folosi și eu. Nu, pe tu ai 100 de parfumuri, femei. Ia hai, hai să mâncăm ceva, nu? Eu nu mai pot cu ei, nu mai pot. Orice îmi doresc nu se poate. Orice vreau nu pot. Pentru ce să merg cu tine? Cu toate gențile și cu toate alea. Pentru că îmi doresc să mergi cu mine. Hai, dă-te și ia. Nu, o să beau de aici ceva. Bă, ce copil obraznic. Vreau să zic că de fiecare dată când zbor, mi-e frică. De ce? Ție nu-ți frică? Nu. Că o scad avionul. Nu-ți frică? Nu, de ce m-aș gândi la asta? Doamne ajută! În caz că se întâmplă ceva, vă rog frumos să luați acest telefon și să difuzați acest material, să vadă oamenii că noi suntem oameni buni și n-am vrut să facem rău nimănui. Sunt turbulențe. Aoleu, chiar. Eu n-am realizat. Faci un rețea. Eu abia aștept aplauzele. Suntem o nație foarte specială. Nu gândim, adică suntem niște oi. E ca la autobuz. S-a oprit autobuzul, trebuie să mă ridic în picioare. Hai că am găsit hotelul. De data asta e la corectă. Bine ați venit în Atena! Mamă, ce concert o să fie! Ce concert o să fie! Încă reglăm. Este ora 12:05, la 2 trebuie să fim la discotecă. E groasă. Hai că e bine, avem timp. De aranjat ne-am aranjat. Mutra tot obosită este. Cât mai ai? 5 minute. Gata, toată lumea e pregătită, mergem spre scenă să cântăm frumos. Hai! Hai. Gata, hai că ne cheamă oamenii. Măruță, cam așa se distrează românii din Madrid, ca să-ți dai și tu cu seama. Gata, dragilor, am ajuns în hotel, suntem rupți de somn. Ne băgăm să dormim, este ora 5 dimineața. La ora 8 trebuie să mă trezesc ca să o duc pe Șoarec la aeroport, pentru că ea pleacă în Londra la ziua verișoarei ei. Noapte bună și ne vedem în 3, 2, 1. Gata, ne-am trezit. Uite. 2 ore mai exact am dormit. Haide că pierzi avionul. Ai emoții? Da. Nu mai zbura niciodată singură. Nu, și e fricuță rău. Hai, are ce se întâmple. Am ajuns la boarding gates. Unde lacrima? Deci trebuie să plângi. Păi nu trebuie să plângi.
dar plâng doar din cauza că plec singură. Mm. Și-ți dau ție ștafeta, da? Bine. Haide, uite așa. Așa? Draga de ea, era ei frică să zboare singură. Gata, mă duc să mă culc, ne vedem în câteva ore. Am urcat în avion și așa cum am zis, e prima oară când sunt singură. Nu s-a mult ce să vorbesc, pe cine ți ador, Ștefan? Ne-am trezit, m-am odihnit. Cum ai dormit, Max? Prost. Prost, e. Am ajuns, urmează acum să ne vedem cu Ioana. O căutăm pe Ioana. Te luăm o înghețată și după aia mergem la aeroport. Ice cream, ice cream. Ice cream. Yeah, yeah. Ice cream. With this. Cornetto. Da, two of this. Mango, cu toate alea, au venit prietenul nostru care știe spaniola. Ne-am înțeles cu oamenii. Șoarec. Yeah! După ce m-am pierdut de aproape 5 ori. Da, 5 ori, dacă v-am zis că cred doar 3. M-am întâlnit într-un final cu verișoara mea, care mă aștepta cu plăcuța asta. La mulți ani! Prima zi e doar de acomodare. Deci am ajuns în... Hamzen Town. E foarte aglomerat. Și sunt foarte multe ciudățeni, cred că sunt toate ciudățenii de pe planeta aici. Și oameni super, super ciudățeni. Shoturi de fresh. Da, mă, e bun. Și asta, Cyber Dog. Ne-am găsit ochelari noi. A venit vremea și să mâncăm ceva, la ceva tradițional londonez. Poftă bună. Niam. Bună dimineața. Ziua de astăzi începe la spa. Da, nu mai pot să respir. Știți când apare la telefon termometrul ăla de nu mai poți să-l ții că e prea fierbinte? În maxim 20 secunde să apară pe telefonul ăsta. Gata, masaj, am revenit la jacuzzi, mai stăm un pic și mergem la shopping. Suntem pe Oxford Street, locul din care cu siguranță voi la ceva. Și am ajuns în paradisul oricărei femei. Am fost sus-jos de 2 ori până acum. E deja punguța plină. Mă dor super rău picioarele, m-am uitat la 100.000 de chestii, nu m-a spart nimic și nu mi-am luat nimic. Te-mi foame. Te-mi foame. Mă dor picioarele rău. Nimeni nu mă lasă să stau jos. Că? E rău. Ne vedem mâine, adică în 3, 2, 1. Am ajuns în Oxford, sper să nu cheltui prea mulți bani sau eventual să nu prea cheltui. Mini-vacanța mea în Londra alături de verișoara mea Ioana a luat sfârșit aici. Am ajuns în țară, în țara noastră dragă, România. N-am avut prea mult timp de stat și am o trebuit să facem o ședință foto. Fiți atenți ce se va întâmpla. Bebe? Ce? L-am dat cu Bimbo fondul ten pe nas. Și o să spălăm. Cu ce l-ai dat pe nas? Fondul ten. De ce? Și-i pătat. Nu mă jucam. Păi și... Îl spălăm pe nas, nu? Îl speli. E că tu l-ai dat. Bimbo? Este și Bimbo cu noi. Bimbo? Bimbo? Haide! Ia uite mă, ce-i pe nas? De ce mănânci? Lasă jos. Face și el pozi, apropo. E prima lui ședință foto, dar face cu Ștefania. Ești nerăbdător? Zi-mă. Ești nerăbdător? Zi. Ce văd? Fotografiu. Ce? Îți place asta? Da. Îți faci mă poz de fashionist așa? Dar tu stai normal, bebe. Bogdan? E ok ăsta? Zici să nu mai promesc cu celelalte. Să vedem cu arată. Bimbo, aș vrea să stai undeva jos. Să stai gen, să nu te stai și tu să te uiți la noi. Vrei? Vreți să vă arăt și știi? Atâta știi. Așteaptă. Aștepți, da? Așteaptă acolo. Bravo, mă. Bravo. Atâta știi. Am mâncat zilele și orele și nopțile și nervii. Hai să spălăm.
Să-l spăl pe nas. N-ai văzut care fond de ten? Și eu ce să fac? Să-mi ții. Aoleu. Stai, mama. Stai, mama. Stai. Bravo, mama. Iubitul meu. La mine te referai? Stai, mama. Stai, mama. Uite, așa mă chinui și acasă când îmi face baie. Gata! Că e nervos. O fată în fundul gol și cu un bălan în spate cu un câine în brațe. Unde ați mai văzut voi asta? Asta înseamnă muncă de profesioniști. Uite câți oameni sunt în spate la, ca o poză să iasă bine. Dar stați să vedeți ce urmează la mine. Să vedeți ce urmează la mine, că e gros. Dă-ți drumul odată, încet. Ai căzut. Ai căzut. Până mă prind eu, deci tu. Vezi la Bimbo? Da. E gros. E groasă, groasă. Nu, primile-s mai nasoale. Păi hai, încearcă. Doi, trei, deși. Oh, să moară ce vrea. Când nu-ți place școala, sari de pe scheala. De câte poze ai tu nevoie, gen? Nu, pe care să le folosești? Ca să folosim, ne trebuie 8-9. 8-9 poze? Ah, da. Deci trebuie să tragem diferite. Deci pentru fiecare tragem de mai multe ori. De vreo 20 de ori, cred, de fiecare. 3, 2 și... Serios? Ședința foto a luat sfârșit, după cum vedeți, s-a făcut zi afară. Nu glumesc, s-a tras draperiile. Cotul varză. Cotul varză. Mâna varză. Nu-i nimic. Arta cerii sacrificii. Ne vedem săptămâna viitoare. Te pup, Cătălin, ai legătura.